Este interpretări. Deci doamna Udrea spune așa și a detaliat explicațiile de la data respectivă. 19 aprilie ne-a explicat ce a vrut să zică acolo. Oricum, mesajul e foarte lungă la din 19 aprilie. Trebuie citit până la capăt. Zice așa. Noul cod zice probe din care să rezulte suspiciuni rezonabile. Deci probe, discuția pe care o purtam până în acest moment, doar că niciun judecător nu intră pe fond în faza urmăririi penale să verifice dacă există aceste probe. Asta e chestiunea. Așa că este inutilă această prevedere dacă nu se verifică existența probelor și se crede doar referatul de prelungire al procurorului. În ședința în care am fost pus în arest la domiciliu, am rugat instanța să intre pe fond și să verifice probele pe care procurorii le-au pus în rechizitoriu. Le-au ascuns în rechizitoriu. Cred că de aceea a durat 2 zile și de aceea mi-au acceptat contestația. Înainte dosarul venea legat cu fundiță și pleca la fel. Asta era explicația acestei chestiuni și a dezbaterii care se poartă în jurul sintagmei probe care să ducă la suspiciuni. Că nu te poți uita la probe decât dacă judeci fondul. Asta e, înțeleg acum din ce ni se explică. Vă rog, domnul Marica.